Forța Junimii. Forța ta. Forța celor tineri. În continuare îți prezentăm o poveste a unei rețele interesante pe care a surprins-o colegul nostru Andrei Bordian. El a găsit clubul Changemakers Moldova. Cine sunt și ce schimbări vor să aducă țării noastre? Aflați într-un material realizat de colegul nostru. Astăzi aflăm despre noua platformă de încurajare reciprocă a persoanelor care doresc schimbare la nivel personal și profesional, cât și în societate. Voluntarii organizației ne spun că clubul se numește... Cu această dispoziție, peste 10 tineri din Chișinău s-au deplasat în satul Țăpala, raionul Ialoveni, pentru a se întâlni cu semenii lor din această localitate. Astfel, aproape 40 de tineri au participat la seminarul cu tema Ce înseamnă să fii un changemaker în comunitatea ta. Paula, Ilie, îmi plac exerciții de astea și jocuri, că te ajută mereu să te descoperi. Punesc Olga, Dima, sunt în satul Țăpala. Care probleme au fost abordate de grupul vostru? Tema alcoolului. Copiii nu au unde se odihni la noi în sat. Altă temă a fost violența în familie. Mă numesc Rus Cristina. În satul Spala mai sunt probleme. Este problema lipsei unui parc de odihnă și violența. Crezi că tinerii poate să contribuie la rezolvarea acestor probleme? Desigur, prin proiecte, prin seminarie. În program au fost activități interactive, discuții și jocuri care au abordat tematica activismului civic, dezvoltării personale și liderismului. Organizatorii evenimentului susțin că tinerii pot face schimbări în comunitatea lor. Sandu Sandaș, sunt președinta clubului Changemakers. Noi odată la 3 săptămâni organizăm o conferință în cadrul clubului și pe lângă asta avem evenimente prin sate. Consolidăm tineretul ca să facă schimbări, să fie cât mai multă dezvoltare personală și de asemenea facem și evenimente distractive. Care sunt primii pași pentru a schimba societatea în bine? Trebuie să fie dorință de a face schimbare, să găsești un grup de oameni care la fel au aceeași concepție de viață ca ta și doresc să facă tot aceleași schimbări. Odată ce sunteți toți împreună, creați o forță foarte mare și puteți să faceți schimbări. Cluba Ciban, președintele Asociației Obștești Altruism și inițiatoarea proiectului Rețeaua Națională Changemakers. Noi am direcționat discuția spre a vedea cum tinerii pot să contribuie la schimbare. În problemele care le-am menționat, trebuie să investim mai mult în tinerii din zonele rurale. Au nevoie de mai multă încredere, au nevoie de mai multă încurajare. My name is Donica Sachs. Mă numesc Donna Cossack, sunt voluntarul păcii. Cred că acest seminar a fost interesant și util pentru tinerii din localitate și cred că i-a motivat să acționeze în comunitățile sale. Să aflăm cu ce impresii s-au întors acasă participanții din capitală. Mă numesc Dionis, un training foarte bun pentru dezvoltare personală. Mulți încep să înțeleagă că lucrurile pot fi cu mult mai bune decât sunt și la aceasta trebuie să depună efort personal. Nica Pascaru, deci impresii extraordinare, inexplicabil de frumoase. Am rămas profund de entuziasmat de întâlnirea de azi. Foarte interesant. Tinerii din Spala sunt prietenoși. Andrei Didiencu, s-a obosit, dar mulțumit, încărcat cu informații, cu emoții pozitive, cu intenții. Gheorghe Turgara, sunt din raionul Telenești, sunt student la Facultatea de Drept. Ce te motivat să vii la acest training? Întotdeauna am fost interesat de activitățile de voluntariat, care includă tinerii spre o motivare adecvată. Tinerii că sunt principala de o forță a societății care pot să facă schimbare. Pentru 19 iunie se preconizează o conferință despre beneficiile și daunele internetului. La sfârșitul lunii curente, voluntarii se vor deplasa în satul Taraclia pentru a dona copiilor jucăriile colectate pe 1 iunie. De asemenea, întâlnirile cu tânăra generație vor avea loc și în alte localități. Voluntarii de la clubul Changemakers au spus că emisiunea lor preferată este... Pentru Radio Moldova, Andrei Bordian. Se pare că Andrei Bordian a surprins momente foarte frumoase acolo unde a urmărit această rețea de tineri care schimbă Republica Moldova, un mesaj foarte pozitiv pe care intenționat l-am plasat la final, care să aducă o energie pozitivă celor de acasă. Este